Bună ziua și bine venim, dragilor! Spuneam, eu povesteam în fața camerei, era, pentru că așa ceva nu se întâmplă decât foarte rar unui profesor. Deci spuneam că seara am plecat în apartamentul cu 3 sferturi de oră stând la parcare, pentru că această tânără Irina m-a fascinat cu întrebările. Deci, era pentru prima dată când cineva atât de profesionist îmi punea niște întrebări. Că tu mai amintești și tu de derivată, să la face undeva clasa 11. Și eu m-am întrebat, ca de fiecare dată, de ce noțiunea asta mai este pusă în matematică? Care este rostul ei? Oare nu puteam și fără derivată? De ce facem derivată la funcții? Și am răspuns în modul meu, în timpul lecției, dar eu bănesc niște lecții pe care le făceam undeva acolo la stupină, când aveam tabla asta, la Călugăre, unde am plecat eu. Da. Deci, primele mele lecții acolo, le făceam de însuși, când aveam o medicinație, făceam așa ceva. Am volumul derivat de fără discuții care, în care se găsesc niște lucruri spectaculoase. Explicați pe partea teoretică și toate volumele mele au această treabă pus la punct. Ei bine, cu toate acestea, nu știu dacă la volume, la barna, Irina se numește întrebarea de care am spus, nu știu dacă e la volume, dar cert este că mi-a pus niște întrebări la care am fost atât de angrenat și atât de angajat, că mi se păreau niște lucruri pe care aproape nici eu nu mi le pusesem la prima respectivă așa de tamar. Spectaculoase. Deci, de așa, intrasem pe un teren atât de finuț, și atât de spectaculos, încât am spus, nu se poate. Când a putut? Deci în mintea mea se pune fel de întrebări. Când a putut această tânără să parcurgă materia și a spus că eu stau non-stop. Deci non-stop lucrez. N-am decât un singur obiectiv. Voi încerca așa în ăsta, s-ar putea să nu iau. Nu-i nimic, dar voi da acolo și așa mai departe, până când nu i-am numărat. Așa? Și am văzut oameni de ce se determinați. Îndrăgiți de stilul care îl predau, pentru că eu uit de tine. Eu am uitat să cobor din mașină, că puteam să urc în apartament, am rămas acolo în parcare. Așadar, tema pentru acasă. 12.05. Clasa A5. Și astăzi tema 12.05.2017. Problema 12 de la pagina 250. 12? Da. De la 250. Din culegerea ta lui Iacob Bălău Călugra. Aha, bun. Ca experiment. Bălău Călugra. Da. Calculați perimetrul și area figurilor următoare. Figurile ar trebui să le facem. Și le dau. Da. Deci perimetrul și area următoarelor figurilor. Da. Deci perimetrul și area următoarelor figurilor. Deci este o figură care arată așa pentru început. Deci mergem 60 mm. După care urcăm 1 cm și așa, tot 1 cm. Deci aici se vine un bucăt făcută, se vor depărtat de 1 cm. Apoi mergem 2 cm. Coborâm și ajungem cam, doresc eu, pe direcția asta. O să vedem data și asta lucrurile. Pe direcția asta și închid aici. De aici încolo merg la înălțimea de 1 cm. Deci fac ca ăsta, da, să fie 1 cm. Voi aveți pătrățelile acolo și vă dirijați. Deci merg așa 40 de milimetri. 40 milimetri. După care, tot la același nivel de 1
centimetru, un centimetru, și mă duc 2 centimetri, 2 centimetri, și închid aici. 5 centimetri. Și ce ne cere? Celelalte. Limite. Care? Dacă era linia aceea mare și linia aceea mică de fapt de sus. Linia asta de aici? Da. Așa, acolo, un centimetru. Se vede că e pătrat. Pătrat, așa, pătrat de la bine. Un centimetru, da? Da? Da, și ce de acolo mai e lungul. Așa, jos? Nu, ce aici? Asta aici? Da. Păi de asta aici? Aici, tot 5 metri. Dar vine limpede în aceeași direcție, așa. Dacă mă urca cu un centimetru, am văzut un centimetru, coborâ, da, și iată, așa arată figura de aici. Hai să facem perimetrul acestei figuri și area. Area și perimetrul. Mai întâi perimetrul figurii acestea. Hai să zicem F1. Să zicem figura 1. Perimetrul de F1 egal 1. Aș vrea să mă ajute Andrei. Avem 2 ori 5 cm. De 2 ori de 5 cm, asta 2 ori, da? Deci egal cu 2 de 2 ori 5 cm. Așa. Avem 3 cm. 3, de unde 3 cm? De lângă 60 mm, 1. Aici 1, 2, 3, da? Hai să punem cu 60 mm, ca să... Deci, într-o ordine, da? Plus 60 de centimetri. Plus... Ai spus 3 centimetri, nu? 2 și cu 2, 4. Deci, 1 și cu 1, 2. Și cu 2, 4. Dar este și ăsta. Ai zis bine 3. Ca să închizi așa, 3. Dar e bine. Deci, plus 3. Și plus 2 centimetri, da? Plus 3 centimetri și plus 2 centimetri. Deci, hai să zicem, am plecat de aici. Da? Săgeată. Deci, există 5 și încă 5. Deci, și asta e formulă. Și ne-am dus așa, în sensul ăsta de rotație. Și acum am ajuns aici, după cum... Eu aș există de 2 ori 5. Am mers cu mâna ta, dar aș fi zis 5 plus de așa, ca să mătrânem să nu scăpăm ceva. Plus acum, Daria, plus cât? Plus 1. Plus? Plus 2 plus 1 plus 1. Așa, plus 2 plus 1. Asta e 3 cm, da? 2 de aici și încă 1. Și tot mă urcă. Deci asta cât este, Daria? Nu s-a pus, dar noi mergem și păstăm. E 3, ia uite mai bine. Uite 2 unde coboară. 2 de aia vine până aici. 2. Și mai este încă 1. Deci. 3. Da? 3, deci, 4. Asta e de 3 cm. Acum o punem pe ca să vadă toți prietenii noștri. Deci plus 3 cm. Plus Daria plus cât? 1 cm. Plus 1 cm că am urcat aici. Plus 1 cm. Și plus? 4. 40. Poți să spui 4 cm? De acord. Poți zici 40 mm, ori 4 cm, da? Plus 4 cm. 4 cm. Plus 4 cm. Atenție, coboară. Și acum nu trebuie să calculezi. Și la cât e? 1. Și plus 1 cm. Da? Plus 1 cm. Și plus? 2. 2 cm. E egal acum. Andrei? Cu 31 cm. Ai făcut tot capul ăla? Hai să mai fac asta. Să spun și noi. Atenție. De 10 aici ai spus. 10 cm. Plus 6. Și cu 3. Acum lăsăm așa 60 mm, Andrei? Da, 6 cm. 6 și cu 3, 9 și cu 2, 11 și
cu 3. 14. 15, 19, 20. 32. Și cu 2, 3, 22. Da? Și cu 22 centimetri, egal cu 32 centimetri. Asta este pardon, este perimetru. Corect. Acum aia figurii. Aia figurii. Și aici o vreau fie tare să... Uitați-mă, aia figura 1. Adică asta înseamnă, da? Aia figurii 1, că așa am zis-o. Asta este figura 1 și mai avem o altă figură de cea. Am spus că... E aria. Dar ea aici vreau să fii foarte puternic și să spui cum crezi tu că o să afli aria? Amândoi vă gândiți, nu? Da. Mai nu sarcină urma pentru aria. Aria însemna să găsim suprafața toată. Mm-hmm. La perimetru a fost simpluț. Dar la arie, acum, e acum. Poate ce înseamnă arie, să vedem dacă știu. Știu, sigur că da, știu. E vorba de când avem un pătrat, cu cine este egal la arie pătrat? Da? Latura asta, ori latura asta. Da? Deci dimensiunea asta, ori dimensiunea asta. Deci aria pătratului egal cu latura. Latura. La dreptunghi. Deci dreptunghii înseamnă așa. Da? Nu mai sunt am două dimensiuni legale, ci sunt diferite. Am o lungime, lămarmă dăm și o lățime. Atunci aria unui astfel de dreptuni este egal cu lungimea ori lățimea. Aria unui dreptuni, lungimea ori lățimea. Da, eu am făcut aria, pot să vă spun. Dar nu ca și calul. Nu, cum gândești cum o mulțime? Păi m-am gândit. Am calculat partea de jos și partea de sus. Da. Adică am văzut câți centimetri are partea de sus. Cât? Are 11 centimetri și partea de jos are tot 11 centimetri. Deci da. Partea asta ar avea câți... 11. De ce ai zis 11? Pentru că am calculat. Hai zi. 6. Plus 2. Plus 8. Și încă plus 2, pentru că e un centimetru acolo, un centimetru acolo și un centimetru acolo. Păi. Deci e 6, plus 3 fac 9 și plus 2 fac 11. Atenție! Acolo e problema, atenție. Atenție! Că una e perimetru, alta e. Eu vreau să gândești cum împarți deocamdată figura. Deci trebuie să spui că figura asta o să o împart în figuri dreptunghiuri, pătrate. Da? Vrei dreptunghiuri? Da. Adică care ar fi dreptunghiul pe care l-ai în minte? Păi... Deci, să reținăm. Deci plec de aici. Și mă duc cum cu dreptunghi? Ca să-i dreptunghi, trebuie să are, uite, dreptunghi așa este. Am dus și fac un dreptunghi. Deci am plecat de aici, da, și pe unde mă duc? Nu mi-e să vorbesc, ca să am dreptunghi. Clar, nu așa cu ușuri și coborâși. Sigur că da. Deci aici e povestea. La un centimetru. Vrei să te oprești aici, da? De acord. Dar o altă idee, eu m-aș opri în altă parte. Dar tu poți să-l găsi în picioare, nu mai e culcat așa. E lungime. Poți să-l găsi pe lățime. Sigur și așa. Dar fii că am plecat de aici, tu, Andrei, unde ai vrea să te oprești? M-aș opri la... Tot acolo. Tot aici trebuie să te oprești, da? Tot în cursul ăsta aici. Eu... Să mă complică, eu te-am unde să vă opresc, domnul. Hai să văd eu, așa am aici. Și desenez. Păi, eu... Și las pătratul deoparte. Ai înțeles? Da? Deci fac un dreptunghi roșu. Și acum, dacă e dreptunghi, trebuie să văd și o altă paralelă cu ea. Și atunci mai duce așa. Și eu când am luat deodată din suprafață. Și am mușcat destul de mult. Din suprafața figurii.
Și iată, asta e figura pe care... A lua-o imediat. Aș lua-o imediat, ca să am spor, dacă o parte multe bucățele. Apropo de asta, domnul profesor, lungimea acelei figuri pe care domnul profesor a făcut-o cu roșu, de cât este? Cât este acum lungimea? 10. Cum e făcut? Tu cât zici? Da, vreau să vedem și punctul de vedere al ei. Latura lungă. Așteptă puțin. Da. E 9. Ai revenit și ai zis 9. Cum ai gândit la 9? De ce 9 și nu 10? Pentru că cea mai lungă e 6 cm. 6 până aici. Am noi aici 7 și mai mult. Pe 2. Ai înțeles? 9. E 9 lungimea. Partea lungă a lungimii. Deci, asta e. Păi, stai un secund, domn profesor, că un centimetru la urmă nu se mai pune. De ce? Pentru că centimetrul ăla era aia în sus. Și noi n-am zis că eliminăm pătratul. Păi, aia a dat face să facem. Pătratul să facem. Da. El a zis 6 plus 1, care de 7. Da, nu are mai mult. Păi, dar nu trebuie în lungime. Nu, pentru că ăla merge în sus. Păi asta e normal, ne trebuie să-l calculăm pe toate. Calculăm separat, Daniel. Păi l-am făcut deoparte. Dar la e, am partea asta care intră în interior, uite-o. Deci trebuie să-l adăug și centimetrul ăsta, că adăugându-l cu ăsta, mișc, practic, încă un centimetru. Eu, practic, când m-am mișcat un pic, mătură aici și dreptunghiul ăsta de aici. Da? Deci, practic, toată figura asta a mușcat dreptunghiul mare, mi-a rămas pătratul ăsta mic și mi-a mai rămas ce, Daria? Mi-a mai rămas... 5 ăsta acolo. În dreptunghi, cu latura lățimea de 1 și... Deci, mi-a mai rămas ăsta de aici, cu albastru. Și mi-a mai rămas și ăsta. Și de pe acum figura toată e completă ca să putem zic altă mare. Și abia acum am marea. Nu? Am acoperit tot conturul, am acoperit. Prin toată figura. Toată figura. Ai înțeles? Deci, am o latură... În dreptunghi roșu. De cât? Lungimea este de... 9. Să scriem asta, dreptunghi roșu. Da. Ca să facem aria. Aria figurii compusă din... Dreptunghi roșu, cum facem? Hai să zicem așa, aria... aria, dreptunghi și desenăm cu roșu aria dreptunghiului roșu. Nu-i bine? Da, da. Plus aria. Plus aria cui, Daniel? Pătratului. Păi, dar nu mai e pătratul. Ba, da, e pătratul. Păi, dar de fapt am înțelege, domnul profesor. Am înțelege. Cum a ținut linia aia, nu era unită și asta și-a format pătratul. Tu de ce? De ce nu ești de acord? Trebuie să vedem. Ce? Care e confuzia la tine? Păi nu ați la legea o linie. Păi l-am închis pe păi da. Păi da. Și el nu a rămas deoparte în trei. Păi da, dar au rămas numai trei linii, nu patru. Păi da, figuri, au rămas trei linii la, pentru perimetru. Dar pentru arie, totul trebuie să-l văd. Eu nu adun de asta, pus ăsta, pus ăsta, pus ăsta, la arie. Ci mulțesc latura ori latura. Deci una este pentru perimetru și alta este pentru arie. La arie n-am spus împreună, care e pătrat, e latura la pătrat. Ai înțeles? Deci, plus aria, ce nu-i pătrat pe aia? Eu rămas, corțul ăsta rămas de și ne mă întorc acum și spun plus aria pătratului verde. Deci facem distinții între perimetru, care înseamnă adunate 1 plus 1 plus 1 și plus 1 ăsta la perimetru, dacă ar fi fost. Da? Și alta este situația care? La perimetru nu l-adunam până de jos, că fie la unit. Cred că la perimetru... Păi nu întoarci în control. Să-l facem pe exterior, să-l facem și interior. Deci nu avem ce adunăm asta aici. Că nu îi pun gardul și prin interiorul... Nici acolo n-ați avut. Cu dreptul de jos,
de 3 cm. Lunga aceea, dar nu influențează la perimetru, înseamnă să înconjur, ca și cum aș prelunga. Știi? Așa. Pe când la arie înseamnă să fac toate figurile geometrice care ies. Toate suprafața aceea. Să măsor. Să umplu cum ar veni. Da. Ei, când am făcut perimetru inima, da, golul, interiorul, de acum văd ce suprafață am acolo. Când vorbim de arie, vorbim de altceva. Da, să mențin diferit. Perimetru înseamnă câta împrejur, gata, hai să zicem că vine cel mai bine și vreau să văd ce am acolo, în interior. Am pus gata, trebuie să văd acum și în interior ce am, asta înseamnă are. Exact cât un pământ am în interior. Exact. Și atunci... Aria pătratului vorbește. Eu mă înțeleg acum. Deci, aria pătratului verde, da? Da. Deci pus aria pătratului verde. Lusia cu Andrei, plus ce? Plus aria pătratului... Verdunia, atenție. Aria dreptunghiului albastru. Așa, deci plus aria. Și pe celălalt să faceți foarte culoare. Să fac foarte culoare, da. Aria dreptunghiului albastru. Și dreptunghiul de sănătate, da, corect. Și să scriu au concretă. Se vede mai bine. Da. Plus aria dreptunghiului albastru. Și faceți foarte culoare, nu știu, avem. Așa. Și plus aria. Mai că și pe figură tot face. Exact. Aria. Să vedem un tablă, dacă aș mai avea, da? Dacă nu mă duc cu avem, nu? Da. Așa. Și plus aria dreptunghiului galben. Dar aria dreptunghiului galben. Și iată că în felul ăsta am acoperit toată suprafața aceea care era acolo. Deci am trecut o bucată și m-am interesat prin împărțirea asta, m-am interesat care va fi aria. Și va fi egală cu... Aria figurii 1, așa am deși. Da, aria figurii 1. Aria. Aria dreptunghiului roșu, ia să vedem. Lățimea de cât este? De 9. Lățimea. Lățimea e latura mai scurtă. Da, lățimea. 4. Lățimea asta... De 4. Toate era de 5 și a scăzut pe 1, nu? 4. Dacă ăla e 1, da? Dacă era 1, da? Da. Deci e 1 pe aici. Da. Toate e de 1 și a fost toate de 5, am scăzut 1, 4, da? Da. Deci vine 4 ori, deci area acestui roșu, 4 ori cât? 9. Ori 9, face ori 9, plus area pătratului verde. Zi, Andrei. 1. Unul, da? Și scrim așa, ca să vadă toată lumea, unul, ori unul, nu? Da, plus aria lui albastru. Dreptunghiului albastru. Cât? 1 ori 3. Da. Plus 3 ori 1. Și plus galben. Andrei, nu? 2 ori 1. Plus 2 ori 1. Plus 2 ori 1. Și obținem. Acum este în lucru 4, 9, 3, 6. Plus. Plus 2. 1 plus 3. Plus 2. 4 de 10. Ce face? 3, 6. Plus 4, 40 de 9. Centimetri pătrați. 42 centimetri pătrați. Asta e varianta care am văzut eu. Dar am să fac din nou figura. Faceți voi o altă partiție, o altă... Dar exact din munci, pe acolo se poate toate alte drepturi. Și unde să ajungem la aceeași altă? Da? Să vedem de la altă? Să vedem de la același lucru. A fost inițiativa mea. Acum vă las pe voi să vă imaginați. Cum faceți? Să faceți o altă figură, domnul profesor. Faceți, da, aceeași figură. Voi nu mai faceți, doar uitați-vă la ta.
Nu, nu, nu. Asta e cine, sigur că nu e important. Varianta lui Daria.
Deci area figurii făcută de Daria. De Daria. Hai să zicem galben așa să luăm. Da, egal cu și, și scriu. Exact. Deci aria, aria figurii Daria da. Este egală cu aria. Aria dreptunghiului galben. Galben. Plus. Aria pătratului verde. Hai să facem verde. Plus aria dreptunghiului. Îl fac. Deci să avem argumente de pătratului verde. Plus aria dreptunghiului roșu. Plus aria dreptunghiului roșu. Aria dreptunghiului roșu. Plus aria da. Pătratului albastru. Și plus aria pătratului albastru. Aria pătratului albastru. Tu ai obligația să faci calculul Andrei. Uite de ce figură și îți spune să vedem ce cât este. La galben. La galben avem 2 ori 5. Așa. 2 ori 5. Plus. Plus 4 ori 4. Da. 4 ori 4. Plus. Plus 1 ori 1. 3 ori 4. 3 ori 5. 3 ori 5. Și să vedem cum obțin acapul. 10, 26 și cu 15, 41 și 1, 42 centimetri înălțați. Deci aceeași pare. Mai faceți o figură acum, nu știu cum o să o faceți. Sigur că da. Facem și pentru Andrei, să vedem cum a făcut el în repartiția. Da, deci Andrei are un alt punct de vedere și merg încă... Urcați. Așa, urc un centimetru. Coborât doi. Mă duc așa. Bine. Și mă duc aici, 5, aproximativ. Acum 3 până la pătrat. 3 până aici. Da. Urc un centimetru. Da. Și acum mă duc în direcția asta. Coborăm. Și 2. Și 2. Nici nu-i trebuie ABCD, doar dacă vreți pentru unire. Așa, e da. Prea ușor, adică e ușor de observat, aici 2, aici e 4, da. Cât la care are 6, 1, da, 2, 2, 5, 3, 3, 4, 1, așa, 4, 4, și 2, și 2, și iar 5, dacă vreți. Și iar 5, da. Fiați de Andrei, cum zici tu? Am făcut de la, cum era a doua figură de la... Cum era Daria, uiți. Era la, aici la asta, da? Rămâne pătratul, nu, Andrei? Da, și da. La pătratul ăla de sus. Așa. Și am făcut de la colțul pătratului. Ia, nu trebuie să pătrat aici. Deci până aici. Așa. 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 De la celălalt. De la asta va trece jos. Am înțeles. Și până aici. Da, este corectă inițiativa și ta. E pătratul și un pătrat. Și un pătrat, da. Deci, hai să mergem tot așa în calde, ca să mergem pe... Rețeta de sus, da, asta corespunde, galben, verde, că este același ca de la Daria. Da, și după aceea aveți albastru, faceți la tunci. Ce fac albastru cu ăsta? Scrii și tu culorile, dar care faceți la galben. Așa. Deci galben, verde, primul e galben. Și roșu. Verde și roșu. Și acum aria figurii, nu Andrei. Ai, eu trebuie să fac de zero. Acum faci. Sigur, tu faci la pus, vedem că ajungem așa. Așa, aria figurii.
Este egal cu aria pe dreptunghiul lui Galen. Aria dreptunghiului Galen. Plus aria dreptunghiului. Pătrată, da. Dar ea la rând, mă. Aria. Pătratului. De. Verde. Deci plus aria. Pătratul de verde. Da, pătratul. Plus aria dreptunghiului albastru. Plus aria. Dreptunghiul albastru. Plus aria dreptunghiului albastru și plus aria dreptunghiului roșu. Plus aria dreptunghiului roșu. Roșu. Și iată că am planificat și egal cu 2 ori 5. Corect. Plus 4 la 2. Plus 4 la 2. 4 la 2. Plus 1. Unu ori șase. Da, plus unu ori șase. Plus trei ori cinci. Plus cât ori cinci, atenție? Doi ori cinci. Doi ori cinci. Doi ori cinci. Doi ori cinci. Da. Doi ori cinci. Eu sunt fie egal cu... Zece. Șaisprezece și cu șaisprezece. Da, dar 43. Deci cu 10, 20, 16 cu 10. 10 și cu... 26 cu 16. O să dea și o să fie... 43. Păi 16, 32 și cu 10, 42 și cu 10, 52. Cum vă dați? Nu, profesor. Uite, dacă... Ești 1 ori 6. Ai 1 ori 6 acolo, că e 16. Da, da. Asta e. Da. Bun. Iată, mai vedem o dată. Cu ocazia asta, prin problema asta, am înțeles bine ce înseamnă perimetru. Da. Am înțeles, cred că foarte bine ce înseamnă aria. Și aici... Fac o precizare, o observație, Dalia. Vreau să ai puterea să te mai superi. Te-ai supărat așa de neauri, eu insistam cu una iară așa, altă este perimetru. Și tu, ce rost are să te superi? Deci, încearcă să faci așa. Stai o clipă. La ce folosește supărarea? Hai să înțeleg ce vrea să spune, profesor, să fiu atent. Acest lucru, dacă îl păstrezi, ca formă de manifestare, e foarte păcuoasă. Că nu mai e larghețea să te poți concentra, că ești nervoasă. Trebuie să înțelegem că umplem un o figură, iar vorbim de arie, da. Și când vrem să o conjurăm, vorbim de perimetru. Asta e ala esențial. Când conjurăm perimetru și vedem în interior ce e acolo, iar. Umplem iaria, da? Și totul a fost un an de mână, pentru că fiecare ne-am gândit la o repartiție, la o împărțire a interiorului respectiv, ale figurii respective, în dreptunghiuri și pătrate. Când deocamdată asta știm să facem. Și chiar dacă am mai făcut noi liniuțe pe interior, pe acolo, n-au influențat nici perimetrul. Nu, că am terminat cu perimetrul. N-am terminat, dar când s-a schimbat perimetrul ăsta, am văzut. Sigur că da, perimetrul este așa o problemă terminată. După ce am planificat cu perimetrul. Acum, despre arie, putem duce felul de fel de linie acolo, ca să putem împărți. Figura asta, da, deci... Da. Da, deci... Trebuie să facem o problemă. Și mai am o figură, o altă figură, dar tot așa, tot în felul ăsta. Dar vorbarea de noi este să înțelegeți. Pe aia trebuie și eu să... Uite că, ușor, dacă suntem cală și am pereți, înțelegem. Și chiar o facem cu plăcere, zicem, că acum, bucuria ta s-a simțit, vreau încă una. Exact. Vreau să înțeleg să văd ce fac acum. Mă miresc, profesor. Mă credeți că poate am făcut-o pe moment și poate mântarea nu o să vedești. Ai, nu. Acum. Este câștigată deja. Cum să spun, experiența câștigată aici te va face ca la mântare să fii și mai sigur. Păi vreau să vă spun așa, până vine Andrei, vreau să vă spun așa. Observ că Daria este un pic speriat în partea asta de geometrie. Asta mie dă de înțeles că nu a înțeles la clasă. Iar la Andrei s-a sărit de tot, peste tot. Au trecut de la transformă la orice de măsură. N-au făcut deloc. Da, vezi, acum... De... Poate ei consideră că nu e... carte, da? Ca și... E, programul este pus... Da, în realitatea că nu înțeleg. Păi, nu. Dacă unele chestii nu înțeleg, nu păi,
terminat un capitolul de geometrie și n-a înțeles asta cu perimetru și cu aria. Păi cam asta este de partea acolo. Exact, pentru că ei acum învață primele noțiuni, dar ei au trecut cu totul. Au trecut 3 la unități de măsură. Deci n-au făcut deloc, pentru că se urmă rău. Iar ei au trecut, au făcut, dar se poate că dacă legat acum înțelege, nu au înțeles asta. Sigur, sigur. Tot secretul este încă o dată, insist. Caut, răbdare și ia răbdare. Și înțelegem lucrurile. Dacă suntem conectați, concentrați acolo. Sigur, asta. Iată, figura 2 care spune așa. Deci, vă rog așa, 4 centimetri. Voi luați 4 pătrățele. 4 pătrățele, voi luați exact. Mă duc așa, 40 mm. Urc așa, 2 cm. Deci 2 cm. Mă duc în așa, pe verticală, încă 4. 4 cm. Mă urc, deci am dus, 4, urc până la nivelul ăsta, ca și m-aș fi la același nivel. Da. Deci 4 am urcat. Merg aici un centimetru, urc 3, 3 cm. Mă duc așa, 30 de mm. 30 mm. Și cobor 2 cm. Deci cobor 2 cm. Adică două pătrățele. Da, da. Două cm. Merg așa, orizontal. 30 mm. 30 asta e sus, 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 sus. 30 mm, da. 30 mm. Mă duc orizontal. 50 mm. 50 mm. Și cobor. 1. Și tot 1. Am avut aici 1. Așa. 1 centimetru. Aici, așa este figura. 1 centimetru ăsta. Figura 2. F2, puneți. Ba, e F2. Hai să notăm cu litere. Da. Pentru ce pot fi. Hai cu litere. Deci, a, fiecare pot să pe C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, și iată, am toate colțurile de-am notat.